Am ajuns în Slovacia. Bună ziua, bine v-am găsit! Suntem însoțiți de mulți prieteni. Bi-ai dă-n leagăn! Teo mănâncă mâncarea lui tati. Briana a căzut. Wow, iubire! Cum ai făcut, mami? Echiparea. Cu succes! Ce bună e! Bravo! Hai! Salut și bine ați venit la un nou vlog. Suntem în super mare întârziere pentru că mergem... Unde mergem? La... Slavia? Huta? Slavia. Haideți să vedeți unde ajungem. Toată lumea zice că e foarte frumos acolo. Dar vom vedea. Veți vedea și voi. Ce spuneți voi dacă e foarte frumos acolo? Să fixăm lucrurile. Am în primul aici. Rând, ăsta. Geci pentru ce? Dacă e frig. Deja mie mi-e frig. Păi dimineață. Iar fetele s-au îmbrăcat în pantaloni scurți. Brrr. Ați închis sus așa? Nu. Nu, acum sunt larg deschise, nu tot. Uite, mi-a uitat acolo, ce largi sunt. E deschisă. 3, 2, 1 și... Tadam! Toată gașca în centuri și să mergem. Vreo 70 de kilometri cred că avem. Nu știu sigur, sper să nu vorbesc prostii. Suntem adică... în întârziere. Toată telefonul meu unde e? Aici. Telefonul meu unde e? Uite-le. Mulțumite? Da. Hai, în centru. Cele mai bine la Slavia. Huta Slavia. Tati Peria. O oră și 6 minute. Mare prinde pe Ari. În centuri. 61 de kilometri. În munți ajungem până la urmă. Multe stânci. E frumos. Sper să... găsim ceva interesant. În sfârșit, excursii de weekend în locuri pe care nu le-am mai văzut, pentru că ne-am mutat într-o altă zonă a țării. Până acum mereu Piatra, Slănic, știi? Pe acolo. Acum, în altă parte. Așa e. Copii în spate cu minți, pentru că nu avem internet deloc. Deci nu e semnal. Aici în munți nu e semnal, lor le e și rău. Încercăm să facem vață. N-au mai fost de mult la drum. Deci trebuie să ieșim mai des, mami. Nu. Am ajuns! Am ajuns! Stați să vedeți cine ne așteaptă, cine ne întâmpină, de fapt. Cine ne întâmpină? Sigură sunt că sunt Bia și Mihaela, dar mai mult nu știu. Da, și Bia și Mihaela, dar era un domn îmbrăcat în ceva straie tradiționale. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua la noi! Unde am ajuns? Suntem aici! La Șinteu! La Șinteu? La Slavia! Da. Foarte frumos! Avem brăcuță jos! Wow! Și portul ăsta e românesc? Slăbucesc! Slăbucesc? Da, slovac! Slovac, da. Am înțeles. Super. Și sunteți polițist slovac? Acolo scrie da. Poliția. Da. Foarte tare. Interesant. Foarte frumos. Foarte frumos. Hai. Hai, Ariuca, hai. Hai la tata, hai. Ariuca cu mințică. Uite așa. Vezi că e frig pentru ea? Pune-i ceaca. Hai, pune-i ceaca. E bună. Am ajuns în Slovacia. Nu, nu. Astăzi suntem însoțiți de mulți prieteni. Lucrul acesta ne bucură foarte mult. Noi ne-am mutat de o lună, sau de mai bine de o lună, dar foarte ușor ne-am făcut cunoștință cu mulți oameni din zonă. Tati, unde e Bia? Nu știu. Unde-s tu? Avem pe Miha și pe... Salutare! Tudor! Wow, foarte frumos pentru... Avem ceva mese rezervate. E cu specific slovac toată mâncarea de aici. De lectura. Mara, alegi? Mic dejun?
Eu vreau salată de vinete. Cred că mi l-au pus acum și gen. Asta e meniul de copii. Uite, citește-i de la meniul de copilului. O avem pe Bia. Salut! Care a luat-o deja pe aia. Trebuie supărată că nu are pantalon lung. Asta e eu? Priviți ce au găsit Tudor și Bri. O băncuță mică, mică, mică pentru ei. Iată, o stai lângă ea. Nu pentru noi. Wow. Super. La masă, hai să mergem înăuntru. De ce faci așa? Ți-e frig? Frig. Să te încălzești, măruța. Cam așa este ținuta celor care ne servesc astăzi. Cătina, o fi bună? Cătina! E delicioasă! Dar bei după mine? E bun? E bun! Bem toți într-un recipient. Ala bem? Reciclate by Flavia. Sunt sticluțele acelea mari de un litru, de la Acropatica. Sticluțele vin. La fel și aceasta. Da. Acestea sunt sticluțele mici de la Acropatica, cele cu bule, carbogazoase. Tudor, nu ești hotărât? Trotinetă sau balon? Amândouă. Ce fac ceilalți copii? Bia-i dă-n leagăn! Trupa de șoc, Teo, Bri, Victor și Iulia! Victor, nu te ții? Și Alex acolo! Nu! Ia! Ce bancă mare! Câți oameni sunt pe ea? 5. Ciorbiță slovacă cu cârnăciori și fasole. Ia să vedem. Exact cum am zis. Ce faci are acolo? Mamă, ce-i la gurița ta? Ești fericită! Tati, ce mănânci? Am arătat mai devreme. Copiii așteaptă. Iar eu am... Wow! E bună și pentru Alex. Acum îi dau. Poftă bună să avem. Mâncărica pentru copii. Poftă bună să aveți. Mulțumim. Mamă, ce cartofi prăjiți vreau și eu. Serios? Făcuți în casă? Da. Hai, Ariuca. Hai să-l dau. Ari mănâncă pâine. Hai, Ari, hai. Păpăm. Acum încă supiță. Bună supiță. Niam, niam. Și Teo mănâncă mâncarea lui tati, iar apoi felul 2. Poftă bună! Cartofii aceștia sunt extraordinari. Abia aștept să duc și eu unul, sper să nu se supere Bri. Wow! Ce mănânci acolo, fată? Iaurt și plăcintă de carne. Plăcintă de cartofi cu carne. Poftă bună! Tati, tot cu Ari? Cu Ari și cu... Cotlet de porc pe pat de găluște. N-am mai văzut, n-am mai auzit, dar gustăm. Un fel de paste sunt, văd. Bune. Le zicea bunica colorez cu ceva. Felul 2 la mine, ciupercuțe pe pat de mămăliguță. Să le și gustăm. Normal. Bun? Scrip și galbior ceva. Sunt destul de grețoși așa. Mie nu prea îmi plac TV. Îmi plac ciupercile foarte mult, dar TV mi se par prea buretoși. Tudor cu Briana. Leagăn. Un leagăn mai mare, așa. Hai, și Teo! Și distracție! Trupa extinsă! Start! Din spate, că din spate e fain! Din spate!
ții din spate. Tare. Nu prea tare, că nu știu dacă rezistă. Rezistă. Tare, știi cum le-a dat ea pe toți ăștia? Le-a dat în gură. A, da? Da. Deci pot mai tare? Da. Și mai tare? Da. Super tare. Avem echipă serioasă de copii. Mai tare, tare. Unde mergem, mami? Mergem jos, la lac, unde sunt fetele. Fetele vin, o parte, o fată și un Tudor. Am văzut în toate mașinile, faine. Serios? Da. Acolo? Se deschid. O să mergem și noi. Câte un pic cu ea. Am văzut toate gemenele că erau cu tână astea, că sunt ca și se văd mâna. Hai, Teo, la mașină. Teo, hai să vedem mașina. Teo, dar cât? Un pic? Cine e acolo? E o barcă care e cu dobogan și pești direct în apă. Vreau. Și vrei în apă? Da! Da, în apă! Hai întâi să vedem mașinile. Acestea sunt mașini de epocă. Dacia 1300. Ia. Ia să vedem. Șoferiță. Sunt restaurate și ținute aici la păstrare. Unde e Mara? Unde e Mara să ne cânte? Să ne încânte. Acolo, da. Ia, deschidem de aici. Trage de ala, așa. Bravo. Da, poți. Mașini de epocă. O vezi cum se face? De moi sunt banchetele. Wow. Dacia 300. 1300, tata. Aici sunt actele. Și mașina este în stare perfectă de funcționare. Da? Da. Hai să mai vedem una. Hai. Mai avem una roșie, una albastră și una galbenă. Toate sunt faine. Hai, Teuța, hai. Hai mai asta, aici, că e faină. Asta e Dacia Break. Și... vino și tu. La volan. Dacia Papuc, 1310. Asta e mult mai bună. Ia să vedem. E la fel de confortabilă. Te descând, că uite, văd bine. Cum să nu, hai. Ajung la pedale perfect. Hai să mergem, ne așteaptă fetele. Bri a coborât cu toți copiii aici pe lac. Vă voi arăta imediat lacul. Și am înțeles că s-a accidentat. Asta ne-a spus Teo. Să vedem. Aici e lacul, acolo sunt gemenele. Și pe Mara am văzut-o pe o băncuță, dar nu o văd pe Bri. Sunt curioasă cât de accidentată e. Mara, ce faci? Bri, de să vadă mama. Wow, iubire! Cum ai făcut, mami? Te simți bine acum? Bravo. Deci mai bine, dar vreau, uite, vreau barcă din aia cu tobogan. Eu nu vreau cu tobogan, pentru că o ocupi să faci din ea. N-ai cum să dai. Hai la Ari și după aia mergem și noi, venim și noi la barcuță. Aici avem un lac. Unde sunt fetele? Pentru asta sunt renumiți aici. Direct pe vatră. Răzi! Hello! Distracție! Dacă mai devreme v-am arătat acele pahare făcute din sticlă, reciclate, ia să vedeți cum se confecționează pe viu. Am văzut chestia asta. Și duminica lucrează. Sunt de cumpărat. Uite asta mai îmi place de Halloween. Da. Cumpărăm asta și cu aia. Aveți grijă, dați-vă un pic mai în spate, Teo. Aici trece ceva apă. Cum e, mami? Wow, aici ce-i? Uite, mami, apă. Și acolo e sticlă în spate, da. Atelier pentru prelucrarea sticlei. E o sticlărie aici. Wow. Deci scrumierele acelea de pe mese, colorate, sunt făcute aici. Este
ce clasă, pardon. Și aici. Și aici. Priana a căzut. Pam, pam. Cum ai reușit? De ce ai fugit? Nu trebuia să fugi. Aici e numai sticlă, vedeți? Sticlă spartă. Aici, aici, aici. Ce? Păi nu știu. Bănuiesc o topesc și o refolosesc. Hai, da. Cel mai mult ne plac acești dovleci, dar sunt neprețuiți. Nu au preț. Păi dacă în sticlă. Dacă întreabă, poate... Nu. Câte grade sunt buțor? 1140. Deci sticla se topește la 1140 de grade. Sperăm să ne vândă acele dovleci, pentru că sunt așa frumos pentru Halloween. Se vândă așa un vână frumos. Dai seama câtă grijă trebuie să ai de ei. Sunt din sticlă. E o oală acolo. De ce? Făcută? Din șamotă. Un an de zile sunt aici și... Toți se întreba oameni, zice că nu-i de vânzare, am eu nu știu. Deci nu se vând. Avem... Wow! Cioburi! Acum iar se bagă la cuptor. Acolo îi dă forma. Ovală. Suflă. Colorat. Colorat, da. Deci peste sticla colorată a pus altă sticlă. Și acum îi face... coada sau ciocul sau ce e acolo. Și domnul suflă. Dă forma peștelui. Wow! Nu cred! Se fac aripioarele acum. Era mai întâi o bobiță atât și din nou am făcut. Wow! Cât de tare! Mergem cu bărcile! Yeah! A căzut peștele, foarte frumos iese! Echiparea cu veste. Si, Briuca! Mara, ajută, leagă! Dar eu știu să nu. Da? Mami? Tu, cu fetele? Mami și tu, la poze. Până și mami e cu vestă. Și mami trebuie. Gașca, în mașinuță. Mi-e frică. De ce? Hai, mami, tu cu Mara la pedale. Prin spate. Hai, mami, aici în spate. Mami, hai, mami. Tati, rămâne cu Ari și cu Miha. Hai, Bri. Hai. Opa! Acolo e cârma aia. Cârma, dacă dai în stânga, merg în stânga. Dacă dai în dreapta, în dreapta. Acum vă împing eu și puteți... Succes! Gata! Hai, măruța! Ați făcut mișcare? Mai bun, nu mai eu pedalam, că Teodora n-a vrut. Azi că e bine. Hai, mami, hai că ai fost tati, transportată! Fetele au depalat, așa a zis Bri. Fetele de ce depalează și eu nu? Adică pedalează. Adică pedalează. Acum, la plăcinte înainte. Avem plăcinte? Hai! Super! O moară cu apă? Foarte frumos! Haideți! N-am făcut aici, este și de miso și parte. Ce avem aici? Moara Slavia. Să cam stă la rând, mami. Mai stăm? Mai stăm? Mai stăm. Pâine caldă, plăcinte, nu știu. De toate. Pâine și cu ciocolată. Carnetul de elevi. Din anii 1900. Și are carnet de alegător. Sălaj. Zilele.
Botanică? Botanică. În clasa 5 se făcea botanică. 10 pe numai 10. Wow. 1955. Numai 10, n-ai cum. 5, 4, 3. Nu cred. Păi da, înainte, 5, nota 5 era nota maximă. Wow, în ce an, Mara, să scrie la început? 1955. Da? 4, 4, 5, 4, 5, 5, 2. Carnet de predare pentru lapte. Ia uite. Anul 1949. Wow. Aici se omoară. Aici se parterul, etajul și demisolul. Cred că e funcțională, Mara. Aici mă lai. Făină integrală. Și ăsta? Porumb. Așa se ține înainte porumbul. În lăz de genul. Hai jos! Mara Slavia. Făina. Aici vin târâțe. Și aici curge produsul finit. Telefon cu... Dinam. Învârți de el. Dă-i. Așa. Și vorbești. Hai. Și în timp ce vorbești, trebuie să dai. Ați fost deja aici, voi? Eu nu. Nu am fost cu Nico. Dar și se pare, mă. Uite, vii. E ca o cramă, așa. Haideți să vedem roata morii. Nu e asta. E mai sus. Hai. Hai, gașcă. Soale. Locul de odihnă al morarului. Dar n-avem voie. Și ăsta e sistemul. Dar e funcțională. Da? Da? Hai, Debri! Hai să vezi și tu. Mersi! Cred că s-au scos plăcintele. Așteptăm să se vândă. De fapt, mami e la magazin. Gata, am luat cu Nutella. Cât ai luat? 8. Cum arată? Cum arată? Sperăm să fie cu brânză sărată. Ce bine arată, Mara, dar direct, așa, fierbinți? Cu brânză fierbinți. Miha, cum arată cu brânză dulce? Wow. Știi. Scoase din cuptor. Nu mai vreau cu brânză dulce. Și mere mai departe. Dar ce bună e. Vreau cu Nutella. Te hrănește rățușca. Wow. Și sunt multe rățuși. Mergem. Foarte bune. Mergem în altă parte. Este gașca Zurli, dar și deja am întrebat de câte ora. Mergem și aici să vedem cum e. Să vedem ce atracții sunt aici. Am înțeles că au și ceva animale. Sunt curioasă. Unde sunt? Mara în față, Teo zgribulită. Vrii! Ciubăr și piscină interioară. Da, sunt multe atracții în zonă. Mihai ne-a zis că aici putem găsi un tigru, dar deocamdată am văzut doar... Uite acolo! Uite vaca! Copiii sunt în trambulină! Au găsit distracție și aici! Wow! Acum Mara și apoi sare și Bri! Wow! Bravo! Hai! Mergem! Mergem! Cu supărare din partea copiilor, mergem către casă. Așa trebuie! Trebuie merge cu Miha, rămâne un pic la ei și ne aducem mai târziu. Am ajuns acasă, ne-am dat seama că s-a lăsat rece și aici. Ne gândeam că doar acolo e frig. Mimișor, o brazdică. Lasă din loc. De când au ajuns acolo în spate din slăbne, l-a început să mergite și iată-o aici. Oh, cât e de rea. A schimbat glasul. Seara se încheie. Mulțumim tare mult că ați ajuns până la finalul vlogului. Până data viitoare aveți de vizionat în continuare sketch-uri, vloguri, challenge-uri. Pa, pa!